Câți dintre voi își mai amintesc acele desene animate cu Mickey Mouse din anii 30? Acelea care au fost scoase în varianta DVD acum câțiva ani. Ei bine, am auzit că este un episod care nu a fost pus în vânzare nici pentru cei mai aviți fani Disney. Din ce spune lumea, nu era nimic special cu episodul ăsta. Era doar o scenă care se repeta în continuu, cu Mickey mergând pe stradă, care dura aproximativ 2 sau 3 minute și după se oprea. Față de celelalte episoade, coloana sonoră din acest episod nu era nici măcar o melodie în sine, ci mai degrabă părea că e cineva care apăsa aleator pe clapele unui pian timp de 1 minut și jumătate. Nu era nici măcar fericitul Mickey cu care eram obișnuit și pe care îl iubeam. Nu, Mickey nu dansa, nici măcar nu zâmbea. Tot ce făcea era să meargă la fel cum o faci și tu sau eu, cu expresie facială normală, dar din nu știu ce motiv, capul lui se tot mișca în stânga și în dreapta, în timp ce își păstra privirea posomorâtă. Până acum 1 an sau 2, toată lumea credea că episodul se termina tot cu el mergând și cam atât. Când Leonard Maltin revizuia desenul ca să fie inclus în seria completă, a decis că nu merită să fie pe DVD, dar voia să aibă o copie digitală a lui, ținând cont că era o creație a lui Walt Disney. Când a primit versiunea digitalizată pe calculatorul lui, s-a uitat la ea și a observat ceva ciudat. Episodul avea de fapt 9 minute și 4 secunde. Acesta este e-mailul integral pe care l-am primit de la asistentul personal al domnului Maltin. După ce s-a făcut tranziția pe ecranul negru, a rămas așa până la minutul al 6-lea, iar apoi s-a întors din nou la Mickey, mergând. Coloana sonoră era diferită de data asta. Era ca un murmur. Nu erau vorbe, mai degrabă ca un plâns întunecat. În următoarele minute, sunetul devenea din ce în ce mai greu de descifrat și mai puternic. Imaginea începea să devină stranie. Trotuarul începea să ia forme care se duceau în direcții imposibile în comparație cu fizica mersului lui Mickey. Privirea lui, care era posomorâtă, acum se transforma într-un zâmbet aproape înfiorător. La minutul 7, coloana sonoră s-a transformat într-un țipăt atât de puternic încât te dureau urechile dacă îl auzeai. Animația devenise din ce în ce mai obscură. Culori au început să apară, care teoretic nu ar fi fost posibile în perioada aia. Fața lui Mickey începuse să se destrame. Ochii au căzut ca două bile într-un acvariu de pești, iar gura lui se învârtea foarte ciudat îndreptată spre stânga obrazului său. Clădirile din spate au devenit moloz plutind în aer și trotuarul se ducea în tot felul de direcții. Arăta ca și cum era imposibil să mergi pe el. Domnul Maltin nu a mai suportat să se uite și a plecat din cameră, trimițând un angajat înapoi să termine de văzut desenul și să scrie notițe despre ce se întâmplă în continuare. Țipătul acela puternic și distorsionat s-a auzit până la 8 minute și câteva secunde din episod. Și apoi, brusc, apar creditele de final cu fața lui Mickey Mouse, ca la sfârșitul fiecărui episod. Doar că muzica de pe fundal era parca unei cutiuțe muzicale stricate. Asta a durat undeva la jumătate de minut, și orice a fost în restul de 30 de secunde, îmi este imposibil de imaginat. N-am putut să aflu nimic. Am vorbit cu unul din gardienii care lucrau în preajma acelei camere. Mi-a spus că după ultima secvență, acel angajat a ieșit repede din cameră, alb tot la față și tot repetând fraza: suferința adevărată nu este știută. A spus-o de 7 ori, după care, fără să ezite,
i-a luat pistolul gardianului și s-a împușcat în cap. Tot ce am putut afla de la Leonard Maltin e că ultima secvență era un text în limba rusă, care tradus ar însemna: viziunile iadului își aduc spectatorii înapoi înăuntru. Din câte știu eu, nimeni altcineva nu a mai văzut acel episod, dar au fost zeci de încercări de a lua și distribui acel episod de către angajații studioului Disney, care în final au fost concediați de la locul de muncă. Nu se știe dacă episodul a ajuns pe internet, dar dacă zvonurile sunt adevărate, desenul clar este undeva acolo, intitulat suicidemouse.avi. Dacă vreodată dai peste o copie a acestui episod, vreau ca să nu-l deschizi nici măcar din curiozitate și să mă contactezi cât de repede poți, indiferent cât de devreme sau târziu e. Când o moarte Disney este atât de acoperită de public, înseamnă că e ceva important la mijloc. Aștept mesajul tău, semnat TR.